Dar în răcoarea aceasta serie, aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, un pasaj nu prea prielnic pentru duminica seara, ci de cele mai multe ori prielnic la nunț. Dar Cuvântul lui Dumnezeu are putere în orice situație. M-am gândit că s-o găta sezonul nunților și-o zis fratele păstor, nu, că în seara asta anunțăm o nuntă. Eu cu gândul că nu mai ești nunt și poți să te delimitezi de evenimentul acesta de nuntă, iată că tineri curajoși se căsătoresc și toamna, părăcoare și Domnul să vă binecuvinteze. O nuntă din pasajul acesta, nunta aceasta, te aștepta să fie o nuntă fără probleme. Acolo unde e Iisus, te aștept să nu ai probleme, da? Mai ales dacă și ucenicii, parcă atmosfera e completă, parcă totul e complet, nu? De multe ori în viața noastră ni se pare că totul ne merge bine. Și când ne merge cel mai bine, când toate sunt veselie, când toate sunt extraordinar de bune, se întâmplă ceva. Vine o veste. Și la nunta asta, eu am avut din copilărie o întrebare. De ce o fi lipsit vinul? De ce s-o găta vinul? Că orice om își face calculele, socoteala. Și noi, ieri la conferință, am comandat un pic mai mult să știm că acolo-i când vezi că o rămas, știi că toată lumea s-o sătura, da? Și la ăștia nici nu s-o găta nunta și nici nu mai era. Eu am pomenit odată, am fost invitat la o nuntă odată și ne-am trezit că nu mai avut varză să ne aducă, salată de varză. Și am întrebat pe chelner, era și toamna, ieftină varza, la masa care m-am nimerit nu mai era varză. Și am zis către chelner, domne, nu mai avem, domne, varză. Domne, varză la un leu, la doi lei, cât era atunci kilogramul. Vă rog frumos, un pic de... N-am cerut sticle, n-am cerut friptură în plus, varză. Și-a zis, n-avem, domne. Și am zis către ăștia la masă, băi, merem până în piață, luăm un sac, era ieftin, 15 lei cât era un sac de ăsta, nu? Toată nunta se strică, toată fericirea lor se strică în momentul când vine o veste. M-am tot gândit din copilărie de ce s-o găta vinul și acum iertați-mă. Bănuiam de copil, cu mintea de copil, sigur or fost românii acolo la nuntă. De-aia n-or mai avut sticlele, de-aia s-o găta tot, de-aia s-or termina toate sticlele, sigur or avut, dar cred că nu erau românii pe atunci să fie invitați acolo la nuntă. Toată fericirea lor, tot ce-or clădit, tot ce s-or gândit că o să fie extraordinar de frumos, se prăbușește într-o singură clipă. Într-o singură clipă se prăbușește tot. Uitați-vă în viețile noastre, totul ne merge bine. Parcă sănătos ca anul ăsta n-ai fost niciodată. Parcă toți banii de la toți furnizorii sau de la toți contractanții tăi, toți ori intrat la fix. Toate ori fost extraordinare. Și totul, într-un moment, se poate prăbuși. Toată fericirea, toată sănătatea, totul se poate zgudui într-o clipă. Uitați-vă că la nuntă totul s-a zguduit cu un singur mesaj. Nu mai iau vin. Tot ce se prăbușește în viața noastră, tot ce se zguduie și se clatină, are scop de a ne aduce înaintea lui Iisus Hristos. Maria zice că a venit înaintea Domnului cu problemă. Tu te gândești, Doamne, dar de ce trec pe aici? Dar de ce trec prin situațiile acestea? Știți de ce? Prin prăbușire, prin situații limită, Dumnezeu are scop să ne apropiem de El. Și Dumnezeu, în toată fericirea noastră, își permite să ne deranjeze. Știți că își permite Dumnezeu să ne deranjeze? Cât e slavă Domnului, așa cum au zis. Dacă nu ne-ar deranja Dumnezeu când ne merge bine. Știți că l-o mai deranja pe unul în Daniel capitolul 5. Și ăsta tă cu vinul era. Zice că în cheful vinului, la ăsta nu s-a gătat. La ăsta avea din belșug. Ăsta nu m-a comandat și acolo erau, nu știu câți au fost acei la nuntă, dar acolo au fost peste 1000 de persoane. Și se chefuia puternic. A fost primul vin care a îngălbenit omul. Tot cei care ați băut, dar să nu vă mai aduceți aminte de lucrul ăsta. Orice băutură te înroșește. Pe Belșațar l-a îngălbenit. Singurul vin care a îngălbenit omul. Știți de ce? Că în chefu vinului, când lui a mers extraordinar de bine, Dumnezeu bate la ușă. Dumnezeu bate în viața lui cu degetul pe perete. Că avea Dumnezeu ceva de scris. Cât ești de fericit, cât îți merge de bine.
ești la balcon, ești cu bani, ești cu, mai știu eu ce pe lângă tine, sănătos tu, așteaptă-te în toată fericirea ta, ca Dumnezeu să-și facă apariția. Uitați-vă că Maria, e interesant, Maria se apropie de Domnul cu problema. Nu merge să le certe pe cuscre, ci se apropie cu problema de Domnul. Întotdeauna când ți se prăbușesc planurile, caută-L pe Dumnezeu! Caută-L pe Dumnezeu! Românul are specialitatea asta când îi mere rău, să nu mai vină la adunare. Dar uitați-vă aici, toată problema o aduce în fața Domnului. Și știți ce e interesant? Toată nunta asta în criză depindea de Domnul Iisus. Toată nunta frumoasă, domnule, cu limuzină, cu roz, cu cântări, cu să vă fie viața lină, senină, tot ies cu ină, da? Totul să fie extraordinar, culoarea roz, anunților. Toată nunta, într-un moment, depindea de Domnul Iisus. Ce face Domnul în momentul de criză? Ce face? Uitați-vă la noi și să țineți minte ceva, oricât de bine ne merge, tot belșugul nostru, tot ce am agonisit, tot ce suntem noi în fiecare zi și în fiecare clipă, depindem de Dumnezeu. Și mai spun încă o dată, toată binecuvântarea vieții noastre depinde de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Ce-i ciudat că femeia aceasta, mama Domnului, se apropie de Domnul și Domnul o tratează cu răceală. Noi am știut din biserica tradițională și așa e o rugăciune că mama Domnului întotdeauna e ascultată de Domnul. Și o să vedeți în această zi că Domnul nu o ascultă. N-ai știut și dumneatale, da, Domne, așa o zis că o făcut ce o zis Maria. Dar o să vedeți că nu a făcut ce o zis Maria. Nu a făcut. Pe mine m-a șocat extraordinar răspunsul Domnului. Vine cu problema, vine cu necazul și vine Domnul și spune, femeie, ce am a face cu tine? Știi ce înseamnă asta? Ce mă interesează pe mine? Eu nu i-am zis în viața mea la mama mea, femeie. Nu știu dacă i-ai zis și dumneata. Nu cred că i-ai zis, nu? Și Domnul se uită și se uită cu răceală spre ea. Se uită foarte rece și îi spune, ce am eu a face cu tine? Nu îi spune, ce mă interesează de nunta lor? Nu, zice, ce am eu a face cu tine? Oare de ce Domnul se uită la mama lui și o tratează cu răceală? Că venim și spunem, noi românii, domne, cel mai bine Domnul ascultă de mamă sa. Uite că nu ascultă de mamă sa. Uite că nu ascultă și o tratează cu răceală. Vreau să învățăm în seara asta din pasajul acesta trei gânduri. O să trec repede peste ele, dar vreau să rămânem cu primul punct în seara aceasta. Știți ce face diferența? De ce nu a ascultat-o Domnul pe mama lui? Știți de ce? Contează foarte mult atitudinea. Contează în fața Domnului atitudinea. Vine femeia asta și îi spune, interesant, nu zic, nu mai avem vin. Deci aici e o diferență, dar nu o dezbatem acum. E o diferență, dacă era diferență dacă zicea nu mai avem vin sau nu mai au vin. Înseamnă că era o delimitare acolo, da? Era o barieră care unii nu mai au în vremea asta. Totul e înainte. Nu contează, suntem toți la comun, tot. Nu, uite, femeia vine și spune nu, noi suntem la nuntă, dar ei nu mai au vin. Ei nu mai au vin, n-o zis, nu mai avem noi. Și Domnul se uită la atitudinea cu care vine Maria. Uitați-vă că femeia aceasta vine și spune așa, nu mai au vin, fă ceva, fă ceva. Și Domnul zice, nu fac nimic, nu fac nimic, cu răceală. Se uită Domnul și spune, nu fac nimic. Pentru că uitați-vă, niciodată Dumnezeu nu intervine când avem atitudine de superioritate. O venit să-L comande, nu mai au vin, fă ceva, pune mâna. Și Domnul zice, ce mă interesează pe mine? Ce am eu a face cu tine? Răceală, nu? Răceală, în loc să zică, hai să vedem, cum să facem? Și noi de multe ori am vrea ca Dumnezeu să lucreze. Am vrea ca Dumnezeu să ne umple lipsurile. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu întârzie? De ce Dumnezeu întârzie să ducă planurile la bun sfârșit? Uitați-vă la atitudinea cu care venim înaintea Domnului. Uitați-vă la atitudine. Astea sunt rugăciunile noastre. Fă-mi, dă-mi, umple-mă, ajută-mă, vindecă-mă, numai tu fă! Și ce e interesant, că
că Domnul nu face nimic. Nici nu o bag în seamă. Atâta o ține la distanță. Ce am a face cu tine? Și între versetul 4 și versetul 5, atitudinea Mariei se schimbă. O văzut că Domnul nu merge cu atitudine de sus în jos. Și se apropie de ucenii, de slugi, și le spune așa: El nu face nimic până nu facem noi. El nu vrea să facă nimic până nu facem noi. Noi trebuie să facem ce zice El. Pentru că El e gata să lucreze când suntem noi gata să ascultăm. Când suntem gata să ne supunem la planul și la voia lui Dumnezeu. Tu ai vrea numai să te vindece Dumnezeu, dar nu cumva să te prinde 26 noiembrie să intri în apa botezului. Avem mulți din ăștia care vor numai vindecări, care vor numai să Dumnezeu să facă pentru ei exact ceea ce vor El, numai să-L comande. Și vine femeia aceasta la slugile acestea și le spune așa: să faceți, nu putem să-L comandăm, El știe ce are de făcut. Problema noastră e că noi nu știm ce avem de făcut de multe ori. Noi atât îl comandăm, atât îl confundăm. Îl confundăm cu, nici nu vreau să rostesc cuvintele, că mă străpunge inima, da? Îl tratăm ca pe unul care e obligat să ne dea, e obligat să ne fac. Și noi vedem, ai ce m-am gândit azi dimineață când am auzit, că ne doare, ne înțapă numai când venim la adunare. Am zis: Doamne, dă să ne mai înțepe și prin piață. Dă să ne mai înțepe, nu când să vezi cum știi să vii la casa lui Dumnezeu. Să vii la casa lui Dumnezeu când te înțapă pe la Kaufland, nu stai printre frigidere mult, că și scumpe lucrurile de pe la frigidere, nu? Când e vorba să ne apropiem de Dumnezeu, suntem așa de confuzi. Apoi nu știu, eu trebuie să mă mai gândesc, mi-a plăcut la biserică, dar eu trebuie să mă mai gândesc. Dar n-ați putea să vă rugați pentru noi? Noi ne rugăm. Dar îți spun ceva, până nu se schimbă atitudinea, Dumnezeu nu intervine. Până nu se schimbă atitudinea, de ce lucrăm la lucrul acesta și cu tinerii și prin cuvântul lui Dumnezeu în fața bisericii? E nevoie să ne schimbăm noi atitudinea, să vezi cum începe Dumnezeu să lucreze. Când noi știm să ne raportăm la Domnul, El știe ce are de făcut. Și Maria Magdalena în dimineața învierii a fost tare confuză. Îl confunda cu grădinarul. Unii îl confundă cu grădinarul, alții îl confundă cu chelnerul, alții îl confundă cu altcineva. Dar vă spun ceva, El rămâne Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți că pe Domnul nu-L interesează venitul nostru la biserică? El rămâne rece. Știi, Doamne, eu nu m-am botezat, dar eu de 3 ani vin, de 2 ani, mie îmi place la voi, vă urmăresc pe internet. Nu are Dumnezeu nevoie de așa ceva. Rămâne rece Dumnezeu. Domnul rămâne rece la tot ce vrem noi să-L impresionăm. Venim, Domnule, nouă ne place. Poți să dai bani pentru biserică. Poți să faci fel și fel de lucruri. Până nu se schimbă atitudinea, Dumnezeu nu va interveni la cauzele tale. Știți că e invitat într-o zi Domnul Iisus într-o casă, la Simon Fariseu, da? Îl știți pe ăsta, da? Zice că a pregătit o masă, foarte, să-L impresioneze. Și intră Domnul în casa lui și se uită nu la ce au pus pe masă. Biblia nu descrie în Luca 7, nu descrie nimic din ce a fost pe masă acolo, la Simon Fariseu. Și să știți, eu sunt convins că a fost o masă așa ca de regi, ca de invitați speciali, ca așa, ca să impresioneze. Știți ce se întâmplă? Domnul nu privește spre ce avea Simon pe masă, ci Domnul se uită la atitudinea care o avea Simon. Și se uită și ăsta, zice: mi-am schimbat părerea și de Domnul. Mi-am schimbat părerea, nu mai dau 2 bani pe predicile lui. Nu, ăsta nu-i ce trebuie. Ăsta nu-i, mi-am schimbat părerea despre el. Păi de ce? Păi dacă ar fi el proroc, el ar ști cine e femeia asta, Domne. Dar el nu știe. Eu cât am cheltuit, Domne, cât m-am cheltuit că am zis că ăsta e prorocul. Și uită-te ce-o dau în bar. Și se uită Domnul la el și zice: Simone, vreau să-ți spun ceva. Domnul îi cunoștea atitudinea. Dincolo de masa lui, dincolo de haine, sunt convins că a fost îmbrăcat în haine extraordinare, dincolo de zâmbetul, așa cum spunea fratele din Chicago, dincolo de zâmbetul care îl afișăm, Dumnezeu privește atitudinea cu care venim înaintea Lui.
Dacă nu e o atitudine de smerenie, Domnul nu-i curios, rămâne rece la mesele noastre. Rămâne rece la tot ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, pentru slujbele din casa lui Dumnezeu. Și zic în seara aceasta, Doamne, dă-ne puterea să ne schimbăm atitudinea. Dă-ne puterea să ne smerim, să înțelegem că nu noi te comandăm pe tine, ci Tu spui ce avem noi de făcut. Slăvit să fie numele Domnului. Vă mai dau un caz, să trec la punctul 2 după aceea. Naaman Sirianu, a cus o predicată nu de mult la noi. Naaman Sirianu, da? Ăsta bolnav de lepră. Vine și ajunge la Iordan. De ce l-a dus Domnul și ajunge Naaman Sirianu la Iordan? Pentru că el trebuia să ajungă să fie vindecat de lepră. El nu avea probleme de lepră în primul rând, avea problemă de atitudine. El ca să fie vindecat cu lepra trebuia să ajungă la Elisei, dar atitudinea s-a schimbat numai la Iordan. S-a uitat Domnul și a zis, tu trebuie să mergi mai mult, mai departe, că ăsta a venit, s-a oprit. Atitudinea, uitați-vă atitudinea Mariei, a fost și Naaman Sirianu și în noi. Eu știu ce are de făcut. Eu credeam că va ieși el la mine. Doamne ferește să se coboare el din car. Doamne ferește să se umilească el. Zice că s-a oprit cu carul lui la ușa lui Elisei. Păi acolo trebuia să se oprească. A zis Domnul, cu atitudine din asta vii. Asta vrei să se întâmple. Te duci la Iordan. Păi ăsta se vindeca din prima. Dacă știa să vină de la început, cum a venit de la Iordan, cât de umilit a venit. Dar nu puteai tu să scapi de umilință. Nu puteai tu să scapi de zdrobire. Dar de ce o trebuie să mai mergi? Știi de ce? Ca să-i se schimbe atitudinea. S-a întors înapoi și a zis, văd cu adevărat că nu este Dumnezeu pe tot pământul, în afară de Dumnezeul lui Israel. Uitați-vă că atitudinea când se schimbă, se schimbă și percepția față de Dumnezeu. Ăsta știa să-i dea comenzi la Elisei. Extraordinar, Domnul. Știa să-l comande. Ce interesant, când vine, îl vede Gehazi. Gehazi tot se încălzește când îl vede pe Naaman. Îl vede pe Naaman, transpiră de căldură. Elisei cum rămâne? Ca Domnul, rece. Doamne, dar au venit. Ăsta-i general, rece. Nu era impresionat, Domnul impresionat de atitudinea de smerenie. Se rezolvă problema și ascultați, noi nu trebuie să ne schimbăm rugăciunea, că Doamne, cred că nu m-a rugat bine. Noi de asta nu ne ascultă Dumnezeu, nu rugăciunea trebuie schimbată, că Dumnezeu cunoaște nevoia noastră. Trebuie schimbată atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu și să ne dea Domnul puterea să ne schimbăm atitudinea înaintea Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. În versetul 5, Maria își schimbă atitudinea, Domnul începe să lucreze. Ei, la un clic, la o pocnitură din degete, Domnul așteaptă după tine. Ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu la boala ta. La cazul tău, poate ai un proces pe rol, ai diferite lucruri în viața ta, ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu e gata să dea drumul. Pornește tu. Schimbă-ți atitudinea. Intră în legământ cu Dumnezeu și o să vezi că Dumnezeu va interveni. În versetul 5 își schimbă atitudinea și Domnul începe să lucreze. Găsește și o să vedem imediat soluția. Știți că pe unii nici moartea nu le schimbă atitudinea arogantă? Unii morți, tot aroganță îi vezi în sicriu, dar și dincolo de moarte. Luca 16 zice că ăsta, bogatul, da? Ăsta nu și-a schimbat atitudinea nici mort. Eu m-am gândit, cum s-a dus, mă, cu caracterul ăsta de comandant? Că bogăția i-a dat siguranță să comande, să vadă pe toată lumea de sus. Pe Lazar nu mai vorbim. Și-a venit vremea când ajunge în locuința morților. Știți ce interesant? Ce-a făcut în viață, ai încercat să facă și în locuința morților. N-o scăpat de starea asta de superioritate nici mort. Nici mort, unii nici mort nu scapă. Ăștia în ea tot după comens. O zis, părinte Avrame, trimite pe Lazar. Părinte Avrame, trimite în casa tatălui meu. Și ce o zis Avrame? Se poate așa ceva? Nu se poate. De ce? Că tu ai avut o atitudine greșită din viață. Tu n-ai știut, ai avut șansa să schimbi atitudinea. Noi serile acestea, seri de evangelizare. Noi, de fapt, fiecare program e program de evangelizare în care auzim vestea bună din partea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă pentru fiecare dintre noi? Că e șansa lui Dumnezeu să ne schimbăm atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Toți, dacă nu toți, cei mai mulți avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu.
Dar nu se va întâmpla nimic. Poate să se roage oricine din lumea asta. E vorba de atitudine. Să ne dea Domnul puterea să avem o atitudine după voia lui Dumnezeu smerită. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă în al doilea rând. Ce se întâmplă la nunta aceasta? Domnul începe să lucreze. După ce atitudinea se schimbă, Domnul începe să lucreze. Și spune că Domnul începe să dea comenzi. Și spune, vin cu rezolvarea. Umpleți vasele cu apă. Vine o poruncă din partea Domnului. Domnul nu spune, te-ai botezat, acum treci și tu lângă alte mii de oameni, stai acolo și o vedem când îți vine rândul. Nu! Când Domnul se hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu, când Domnul se hotărăște să schimbe atitudinea față de Dumnezeu, Dumnezeu e gata să pornească planul de binecuvântare. Dumnezeu nu-l amână. Păi să vedem, păi ăștia nu aveau vreme de amânat, că era nu. Vă dați seama cum scotea ăla din plic, nu? Dacă vedea că tot nu vine și eu comandat, ăsta tot scotea, nu? Numai naș din ăsta nu-ți mai trebuie. Când vede la masă, numai tot să bage mâna în plic. Nu? Ăștia au avut nevoie de o intervenție rapidă. Atitudinea și schimbarea atitudinii rapide aduce intervenția rapidă a lui Dumnezeu. Domnul nu i-a lăsat, nu-și bate joc Dumnezeu. Când tu te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu nu-și bate joc de tine. Dumnezeu e lângă tine să-ți trimită ajutor. Și dacă ai nevoie de ajutor și ești gata să schimbi atitudinea înaintea lui Dumnezeu, așa cum zice Psalmul 20, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt. Și în seara asta să primești sprijin din partea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Domnul dă o poruncă. Umpleți vasele. De ce? Vasele erau goale. Ăștia suntem noi, fraților. Ăștia suntem noi. Fără intervenția lui Dumnezeu, suntem toți piatră goală. Piatră goală. Vase goale. Vase de piatră împietrite, uscate. Ăștia suntem noi. Dar la un cuvânt, toată starea se schimbă. Zice, băgați apă. Băgați apă. Știți că nu orice apă e bună? Fratele, au venit cu avionul. De fiecare dată când sunt în avion și merg la toalet acolo, văd că scrie apă nepotabilă. M-am tot gândit, dar mă spăl pe mâini. După aia mă duc, mănânc ceva acolo pe scaun, păi dacă mi-au scris că e nepotabilă. Acum mă tot gândesc, oare ce-o avea de nu ne lasă să bem din ea? Ce-o avea de nu ne lasă să bem din apa aici? O avea microbi, bacterii. Păi dar de ce ne lasă să ne spălăm pe mâini? V-ați pus întrebarea. Nici eu, dar până am văzut că mă spăl și după aceea trebuie să mănânc, păi la ce rost are că m-am spălat dacă mi-a scris că e nepotabilă? Știți că Domnul dă o poruncă să se umple vasele, dar la porunca lui se umple cu apă ce transformă, nu orice apă, o apă care are puterea de transformare. Nu orice apă din lumea aceasta e bună, nu toate apele sunt potabile, numai alea care au putere de a hrăni, de a adăpa. Nu toate apele. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns, nu mai deschid Biblia, în Exod 15, spune că poporul Israel a ieșit prin Marea Roșie și au ajuns la Mara. Știți de ce s-a pus și era numele de Mara? Era apă, dar nu era? Era bună, era amară. Ia gândiți-vă! Vasul gol. Dar toți avem ceva apă în ea. Ce apă e înăuntru? Că ăștia au ajuns la Mara și au zis că e apă. Dar când au gustat-o, au văzut că nu era apă bună. Știți ce spune versetul 25 din Exod 15? Zice că Moise strigă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă soluția. Și Domnul face ceva exact ca așa în Ioan 2. Zice că Domnul spune vasul care trebuie umplut și Domnul spune apa care trebuie. El vine cu soluția. Zice că Domnul i-a arătat un lemn. Domnul i-a dat soluția. Domnul a arătat lui Moise o bucată de lemn. O luat lemnul ăla și l-a aruncat în apă și apa s-a preschimbat. Știți ce arată? Că era o apă cu putere de preschimbare. Exact ca și apa asta din Ioan capitolul 2. Din ziua aia apa nu s-a mai transformat în vin, niciodată. Dar din ziua aceea apa se transformă în putere de mântuire. În ziua aceea din Ioan 2, de la nunta din Cana Galilei, apa s-a transformat în vin. Noi nu mai avem nevoie. Nici nu avem, nici nu ne gândim, nu ne trebuie. Dar e o apă care vine la porunca lui Dumnezeu. Și apa aceasta se numește mântuire. Asta vine la porunca lui Dumnezeu. Și în seara asta să lase Domnul din apa aceasta peste noi. Să umple inimile noastre, să umple vasele noastre. Uitați-vă că ne-am obișnuit și noi în locurile noastre. A ajuns Elisei la Ierihon.
Și spune cuvântul Domnului în 2 Împărați 2:19. Spune Biblia că ori venit oamenii la el imediat și au zis: țara e bună, dar apele sunt rele. Cum, Doamne, dai apă? No, gândiți-vă că ăștia suntem noi, vase tăți avem, inimi tăți avem. Dar știți ce aș vrea în seara asta? Să ne cercetăm care-i apa care-i în vasul nostru. E apă venită la porunca lui Dumnezeu? Sau e apă din asta, din Exod 15, plină de amărăciune? Plină de amărăciune, plină de... numai amar, cum e? Numai cu năcazurile mele. Nu cumva ești la Mara, nu cumva ești la Ierihon. Știți ce se întâmplă? Vine soluția din partea lui Elisei. Și Elisei vine și spune: Domnul dă soluția. Eu am soluție din partea lui Dumnezeu. Vine Elisei și spune: aduceți-mi un blid nou, o farfurie nouă, în care să puneți în ea sare. Și nu a mers, nu a aruncat-o așa pe apă, să nu se mai deplaseze, că îl dor genunchii și picioarele. Nu, știți unde a mers să rezolve problema? La izvorul apelor. O mers și a zis: eu știu de unde vine amărăciunea asta. Eu știu de unde s-a amar. Eu știu de unde mi s-a stricat gustul pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu știu. Acolo trebuie dusă sarea. Acolo e nevoie de intervenție. În orice situație, când apa se schimbă, îl simbolizează pe Domnul Iisus. Când a fost vorba de sare aruncată, pusă la izvorul apelor, acolo îl reprezenta pe Domnul Iisus. Orice contaminare în viața noastră, orice problemă, orice amărăciune, sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Sângele lui Iisus Hristos transformă amărăciunea în apă dulce. Transformă orice apă stricată a vieții. De-aia suntem în locul acesta. Pentru că Hristos a lăsat în viața noastră să curgă apă din mâna Lui. Și să lase Domnul în seara asta la Elim izvorul venit din mâna Domnului. Izvorul acela, râul acela care curge de sub tronul lui Dumnezeu. Să umple inimile noastre. Dar e nevoie ca să înceapă rezolvarea problemelor noastre. E nevoie în vremea aceasta să luăm atitudine. Să nu mai fim sus, ci să ne aruncăm prin credință la picioarele Domnului. Să spunem: Doamne, nu mai vrem să te comandăm, spune-ne ce avem de făcut. Ăstea-s vasele, ăsta-i vasul meu uscat, gol, ăsta-s la pământ, ăsta-i vasul meu. Dă tu o poruncă în seara asta. Dă porunca să nu mai fiu gol. Dă porunca să nu mai fiu amar. Dă porunca să nu mai fie apa stricată în inima mea. Dă porunca în seara aceasta să vină apă care transformă. Apă care oamenii ăștia nu înțeleg. Nu, și o să vedem imediat la final. Nu înțeles. Pentru că lucrurile care le face Dumnezeu, nu oricine le poate înțelege. Numai cei care își schimbă atitudinea. Ăia pot înțelege lucrarea care a făcut-o Dumnezeu. Numai un om iertat de Iisus Hristos poate înțelege ce înseamnă să fii dezlegat de patim, ce înseamnă să fii dezlegat de robia păcatului. Numai un om care e eliberat. Ăia care stau la mese cu burta plină, nu așteaptă. Ăla doar nu se scoală tătă nunta de la masă. Ăla stă în continuu acolo. Ăla nu a fost curios. Cum se întâmplă schimbarea apei în vin? Nu au fost curios. Au fost acolo oameni care și-au schimbat atitudinea. Au fost oameni care au așteptat să vadă ce va face Domnul. Cum va interveni Domnul? E nevoie în seara aceasta să se întâmple ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 12 cu versetul 3, un verset frumos. E un verset care mie îmi unge sufletul, îmi unge inima. Știți ce spune cuvântul Domnului? Vei scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. E un izvor și o apă care curge în vremea aceasta. Și asta e apa mântuirii. Domnul atunci a transformat apa în vin. Noi nu mai avem nevoie de apa aia. Noi avem nevoie de apa aceasta, de izvorul acesta, care aduce mântuire. Eu predic astăzi cuvântul lui Dumnezeu că am băut din apa aceea. Mulți suntem în locul acesta care am gustat din apa aceea. Dar știu ceva, că sunt suflete care n-au avut parte de apa aceasta. Care n-au avut parte de apa mântuirii. În seara asta schimbă-ți atitudinea, că Domnul e gata să o dea. Domnul e gata să-ți umple sufletul. Domnul e gata să-ți adapte sufletul, slăvit să fie numele Domnului. Totul se schimbă la nunta din Cana, când se schimbă atitudinea. Domnul aduce soluția, umple-ți vasea, este apă, dă-i apă, dar nu orice apă. Ai grijă ce apă, că vine unul amărât, nu amărât din ăsta ce are nevoie de mâncare, noi la asta, nu. Ăla care e acru de o viață. Ăla care nu vede nimic bun, ăla care îi se bulbucă ochii, oricine cântă, orice se întâmplă, ăla-i numai cu amărăciune, ai grijă ce-ți picură. Că devine izvorul tău, devine apă nepotabilă și nu mai ajută la nimic.
Nu mai ajută, nu mă otravă. Te trezești că și tu cânti aceeași melodie cu el. Te trezești că aceeași poezie care o zici el, o zici și tu. Zic unii, vin și, Doamne, aruncă oameni care parcă n-au gustat niciodată din apa Domnului. Vin și spun, Doamne, pocăiții cei mai răi. Parcă n-au fost niciodată aici cu noi. Și zici, da, Doamne, așa, uită-te, nu ți-o băgat o travă. Când bei din apa Domnului, știi ce se întâmplă? Sufletul ți se înviorează, ești eliberat și vezi minunile și minunea care a făcut-o Domnul lângă tine sau în viața ta, în casa ta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, și ultimul în seara aceasta, ce s-a mai întâmplat la nunta din Cana? Știi ce s-a mai întâmplat? Lucruri care nu se pot explica. S-au întâmplat acolo lucruri care nu se pot explica. Nunu vine, nunu, ăsta e nașul, ca să tinerii să înțeleagă ce înseamnă nun. Vine în versetul 9 și spune așa, nunul după ce a gustat. N-au putut să înțeleagă, știți de ce? Că n-au avut nici atitudinea schimbată și n-au fost acolo în prezența Domnului să vadă cum se schimbă. Ăsta numai, au, câți de gustători n-avem în vremea asta. Ar vrea numai să guste. Ce face Domnul? Îs curioși de prorocie, îs curioși de minuni, îs curioși, aleargă din apartament în apartament în Timișoara. Dacă e cineva făcător de... Avea numai... Nuni din ăștia, avem destui. Avem destui. Știi ce caută Domnul? Oameni care să schimbe atitudinea. Tu nu guști, ci în inima ta curg izvoare nesecate, în inima ta curg râuri de apă vie. Când stai acolo cu atitudinea schimbată, ăsta nu m-a gustat și nu înțeles. Tu vii numai guști, o duminică, două, trei, așa din când în când. Ăștia sunt oamenii care gustă. Vin, dar el îi de 5 ani, îi de 3 ani. O venit un frate azi dimineață și m-am întâlnit cu el, l-am cunoscut azi dimineață și îl știu familia din care se trage. Zic către el, auzi frate, dacă vii la adorare, să nu vii ca cumnată tu. Cumnată tu vine o duminică, nu-i pocăi, dar l-așteptăm acela botez. Ăsta vine odată, trilu nu mai vine. Ăsta vine numai să guste cei la pocăiți. Să vine să guste dacă-s musaviri. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă lucruri care nu se pot explica. Și de fapt, să țineți minte, minunea nu se poate explica. N-ai cum să explici minunea. Dar să știți ceva, dacă totuși există o explicație, știți cum putem explica minunea? Minunea, în esența ei, nu putem explica. Dar putem să înțelegem ceva. Că ascultarea atrage minunea lui Dumnezeu. Starea și atitudinea de ascultare atrage minunea și intervenția lui Dumnezeu în casele noastre, în viețile noastre. Să știți ceva, la glasul lui se produc minunile, nu la glasul nostru. O zice cineva, frate, eu am dar de minuni, 22 de ani are. O zice, eu am dar de minuni. No, vino la noi la biserică că avem câteva cazuri de cancer. Dacă tu ai dar de minuni, noi toți avem nevoie de... Vino aici să avem niște cazuri de cancer. Crezi că vine? Crezi că a venit? Nu! Minunile nu s-au produs din pricina Mariei. Vasele nu s-au transformat conținutul din pricina ei, nici a slugilor, ci s-au transformat apa în vin din pricina Domnului Iisus. Dacă se schimbă o viață, nu se schimbă din cauza mea, nu se schimbă din cauza predicii mele, ci din cauza cuvântului lui Dumnezeu, din cauza că atunci când Domnul rostește cuvânt, El îl duce la îndeplinire, binecuvântat să fie numele Domnului. Rostească Domnul cuvânt de mântuire în seara asta, să dezlege Domnul orice inimă în seara asta, să putem pleca cu adevărat din locul acesta cu izvorul mântuirii în inima noastră, slăvit să fie numele Domnului. El are putere și astăzi, cu o singură condiție. Gândiți-vă cât de ușor a fost și cât de complicat a fost la început. A fost complicat. Fă! Și Domnul zice, ce am eu a face cu tine? Nu mă interesează. De din ăștia de aroganți. E plină biserica, dar nu la noi, la alții, și lumea, societatea, de oameni care dau lecții. Cum trebuie în față, cum trebuie în spate. Eu așa, așa ar trebui. Dumnezeu nu are nevoie de oameni din ăștia. Și au nevoie de se uită spre oameni și gata să intervine spre cel care se smerește înaintea lui Dumnezeu. Poate ai nevoie de intervenția Domnului în seara asta. El e gata să înceapă. Ascultă-mă, atitudinea e motorul care te împinge spre binecuvântare sau te depărtează de planul lui Dumnezeu. E motorul acela care ori te apropie de planul lui Dumnezeu, ori te depărtează. Păi crezi că dacă nu-și schimbau, auzi, nu mai ascultă, trebuie să ascultăm noi de el. Păi dacă nu-și schimba atitudinea, făcea Domnul ceva? Și ce spunea? Dar nu mă interesează.
Nu mă interesează. Dumnezeu nu-i curioși de oameni ilustri. Dumnezeu, că El e ilustru, slăvit să-i fie numele Domnului, numele Lui. El nu-i curios de oameni din ăștia care descoperă. Că El n-are nevoie de oameni care descoperă. Acum sunt premiile Nobel, da? Ăștia sunt oamenii care descoperă în diferite ramuri ale științei. El este începutul înțelepciunii. El este înțelepciunii, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Mărit să fie numele Domnului. El n-are nevoie de așa ceva. El n-are nevoie să fie impresionat. Pentru că pe Dumnezeu nu-L impresionăm cu nimic. Dar îi ceva care îl mișcă pe Dumnezeu, știți ce? Atitudinea de smerenie înaintea Domnului. Dacă te smerești înaintea Domnului, Domnul e gata să intervină. Eu nu-ți cunosc cazul, nu-ți cunosc problema ta, nu-ți cunosc necazul prin care treci. Dar pot să spun în seara asta că Domnul nu a ascultat-o pe Maria până nu și-a schimbat atitudinea. Domnul nu te va asculta până nu-ți schimbi atitudinea. Vă dau un exemplu și am încheiat. Acum, în luna august, am fost la un botez într-o duminică după masa, între programe, și am ajuns la biserică aici pe la 7, era colecta. Am intrat în hol să vin aici, să vin și eu în biserică. Când ajung acolo în hol, un domn care vizitează biserica noastră se uită la mine, zice: domnul Dani, el avea vreme. E un om foarte simpatic, nu în seara asta, aceea, soția lui, membra noastră, e pocăită, se uită la mine, zice: vreau să vă spun ceva. Da, mă duc lângă el acolo la scări, eu pe punct să zică repede să vin în biserică, el avea vreme. Zice: auzi, domnule, zice, vreau să vă spun care e cea mai mare problemă în biserica asta. Mă, când am auzit, nu m-am mai interesat la cât intru în biserică. Vreau să văd ce a descoperit omul ăsta. Zice: domnule, ascultă-mă, cum e posibil să stăm duminică dimineața 3 ore în biserică? Zice: unde ai pomenit așa, domnule? Ne țineți dimineața 3 ceasuri și seara mai stăm 2 ceasuri în biserică. Cum e posibil, domnule? Eu mă uit la el, zice: ascultă, nu m-a lăsat să vorbesc, zice: ascultă-mă. Zice: la școală știi bine că după 50 de minute trebuie 10 minute pauză. Eu m-am uitat la el, zic: da, domne, dar nu suntem la școală. Nu, zice, ascultă-mă, psihologii spun că după 50 de minute trebuie să-ți recreezi creierul. Tu voi ne țineți 3 ore dimineața și 2 ore seara. Și am zis: domne, lasă-mă să-ți răspund că vreau să intru. Zic: uite aici, știi de ce putem sta noi 3 ore dimineața și 2 ore seara și nu mai zic că stăm și în cursul săptămânii? Zice: de ce? Zic: îți spun ceva. Când m-am însurat, eu nu stăteam cu soția cu ceasul, nici acum nu stăm. Să-i zic 50 de minute, 10 minute, lasă-mă în pace că mai sunt obosit, să nu zic mai obosit, nu? Sau am nevoie de recreere, da? Sau mai tare eu obosesc pe ea. Nu, zic, stăm ore întregi și nu obosim. Zic: așa-i și în casa lui Dumnezeu, dumetale, numai vii. Dar n-ai gustat din dragostea lui Dumnezeu. Când te îndrăgostești de Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Nu știi când trec alea 3 ore, așa-i? Nu știi când am început și ia că 81 minute trebuie să încheiem. Nu știi. Că acolo unde curge izvorul din partea lui Dumnezeu, acolo se întâmplă minuni binecuvântate. Acolo nu știi când trece ceasul, acolo nu știi când trece clipa, nu știi când trec orele, marți seara nu știi la rugăciune. De ce? Că acolo în starea de smerenie și de drag, când îl iubești pe Dumnezeu, se întâmplă ceva, nu știi cum trece timpul. Ești pocăit de 30 de ani. Fratele a plecat în America când m-am născut eu, în 83. A plecat în America, i-am zis: frate, eu atunci m-am născut când ai plecat, matale. Vedeți, în sens, ești pocăit de 40 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani ești pocăit. Și te uiți și zici: când au trecut anii? Cum au trecut așa repede? De ce? Pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Să lase Domnul în seara aceasta apa binecuvântată peste sufletele noastre și să toarne Domnul mântuire peste fiecare suflet care nu-i aparține Lui și prin Duhul Sfânt să cerceteze orice inimă și cu adevărat să fim pregătiți nu de nunta aceasta, ci de nunta din ceruri, în împărăția Domnului. Amin.